Carina Müller vă prezintă Telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună ziua și bun găsit la Telejurnal. Suntem pe TVR Moldova și TVR 1. Iată cele mai importante subiecte ale ediției. Rușii susțin că opresc din nou focul pentru coridoare umanitare, numai că locuitorilor din Kiev li se oferă posibilitatea să se refugieze în Belarus, iar celor din Kharkov direct în Rusia. Astăzi ar trebui să aibă loc a treia rundă de negocieri de pace. Valul de refugiați din Ucraina spre Republica Moldova este în creștere. Oamenii fug din calea armatei ruse pentru a-și salva viața, iar la punctele de trecere a frontierei este mare aglomerație. România continuă să sprijine Republica Moldova și în această perioadă pentru a face față crizei energetice și fluxului de migranți și a oferi cantități însemnate de carburanți. Rușii susțin că opresc din nou focul pentru a permite deschiderea unor coridoare umanitare în mai multe orașe asediate, numai că locuitorilor din Kiev li se oferă posibilitatea să se refugieze în Belarus, iar celor din Kharkov direct în Rusia. În plus, un consilier al președintelui Zelenski a declarat că deschiderea culoarelor umanitare este puțin probabilă, câtă vreme armata rusă nu se oprește. Este a treia zi consecutivă când se încearcă salvarea populației din orașe ca Mariupol, bombardat de o săptămână. Pe de altă parte, astăzi ar trebui să aibă loc a treia rundă de negocieri de pace, după cum au sugerat atât Ucraina cât și Rusia. Nu se știe deocamdată unde urmează să se întâlnească cele două delegații și nici ora. Ultima dată negocierile au avut loc în localitatea Brest, în vestul Belarusului. Ambele părți au fost atunci de acord cu deschiderea unor coridoare umanitare, în special în orașele asediate Mariupol și Volnovaha. Rușii se pregătesc de un asalt asupra orașelor strategice pe care vor să le cucerească. Pentagonul afirmă că Moscova a amasat deja 95% din capacitatea de luptă în Ucraina. Luptele de ieri s-au intensificat spre seară, când mai ales suburbiile Kievului și câteva orașe din sud au fost bombardate. Oamenii aceștia fugeau din calea bombelor care le-au distrus casele din Irpin, o localitate situată la aproape 30 de kilometri de Kiev. Armata rusă a tras în ei cu sânge rece. În Irpini, було вбито родину. Чоловіка, жінку і двох дітей. Прямо на дорозі, як в тирі, коли вони намагалися просто вийти з міста, щоб врятуватись цілу родину. Скільки таких родин в Україні загинуло? Ми не пробачимо. În sud-estul Ucrainei, nu departe de centrala nucleară atacată și capturată zilele acestea de ruși, peste 200 de copii orfani au fost evacuați și au ajuns în siguranță la Lviv. Душа розривається. Вибачте. Просто тяжко. Коли сім'я розірвалась, дуже важко. Я вибачаюся. Просто слів немає. І цих дітей жалко, вони манюсенькі, жалко взагалі. Se dau lupte grele și armata ucraineană rezistă eroic, deși rușii parcă și-au schimbat planurile de luptă. În ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate ofensive majore asupra orașelor Kiev, Mykolaiv și Kharkov. Experții militari spun că forțele ruse ar fi în pauză operațională înainte de asalt, inclusiv asupra orașului Kharkov. Acolo, în Kharkov, armata ucraineană a doborât un avion de luptă rusesc și acesta e momentul când aparatul se dezintegra în zbor lovit de o rachetă. Ministerul rus al apărării profită de orice victorie a ucrainenilor ca să amenințe de data asta chiar și România. 6 martie, високоточним оружием большой дальности виведен із строя аеродром Воєнно-воздушних сил України в Вінниці. Практично вся боєспособна авіація київського режиму уничтожена. Вместе с тем, нам достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынии и другие приграничные страны. Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт.
Este o retorică folosită în ultima perioadă prin care se caută să se abată atenția de la ceea ce se întâmplă real în teren în Ucraina, unde vedem că sunt uciși civili, unde vedem că nu se respectă absolut deloc legile conflictului armat și în felul acesta este mai ușor să spui atenție la ceilalți pentru că vă puteți transforma și voi în partea acțiunii beligerante pe care ei o desfășoară, a afirmat premierul Nicolae Ciucă duminică seara la Digi24, citat de news.ro. Secretarul de stat american Antony Blinken, aflat într-un turneu în țările Baltice și Polonia, se va întâlni astăzi la Riga cu omologul său izraelian Yair Lapid, după ce Israelul și-a asumat rolul de mediator între Rusia și lumea liberă. La Curtea Internațională de Justiție de la Haga au început audierile într-un proces intentat de Ucraina împotriva Rusiei. Kievul cere în alte curți să dispună oprirea acțiunilor militare ale Moscovei în Ucraina. Judecătorul Curții Internaționale de la Haga și-a exprimat regretul că Rusia nu este prezentă la acest audier, deși a fost notificată pentru a-și pregăti cazul. Audierele se vor încheia mâine, iar în altul forum va decide dacă va dispune măsuri provizorii sau imediate pentru a proteja Ucraina, așa cum a cerut țara reclamantă. În acțiunea depusă la Haga pe 1 martie, Kievul invocă acuzațiile de genocid formulate de Moscova ca pretext pentru a invada Ucraina. Let's go! Go, go, go! Una dintre echipele TVR trimise în Ucraina a ajuns aseară la Vinița, un oraș aflat în partea de vest a Ucrainei, la 250 de kilometri distanță de Kiev. Localitatea nu a fost ocolită de atacurile armatei ruse în ultimele zile. Potrivit președintelui Volodymyr Zelensky, mai multe rachete rusești au lovit și distrus complet aeroportul regional Vinița. În cursul zilei de ieri, imaginile sunt devastatoare. În Vinița, un oraș din Ucraina, situat la 250 de kilometri de Kiev, localnicii fac și ei tot ce pot ca să ajute armata ucraineană să țină piept inamicilor ruși. We're just trying to help with preparing some useful stuff for our territorial defense. We collect warm clothes, we also prepare some cocktails and food, maybe some medicine, all that stuff that can be useful for people who serve in territorial defense units. As far as I know, we already prepared several thousands of them and we transferred them to our warriors, to our soldiers. Ieri armata rusă a bombardat aeroportul regional din Vinița. I've just heard a sound. I've seen it on social media and on the very first day and the very first night of the war, I saw the rocket exploded over there on that site. They've shelled like a military post or something like this. Okay. Can you describe us how can you prepare this Molotov cocktails? It's pretty easy. Usually it's just gasoline and the oil, actually. And it's oil. It's main component. Yeah. In a bottle. Yeah, you just mix it two parts to one part and mix it all. Dimitru și alți localnici ca el au cocktailuri Molotov pregătite în cazul în care soldații ucraineni vor avea nevoie de ele. Sunt deja 12 zile de război și valul de refugiați din Ucraina spre Republica Moldova este în creștere. Oamenii fug din calea armatei ruse pentru a-și salva viața, așa că la punctele de trecere a frontierei este mare aglomerație. Colega mea Irina Mihailic are detalii. Irina, bună ziua, te ascultăm! Bun găsit! Poliția de frontieră anunță că este un flux în creștere de persoane la 8 puncte de trecere a frontierei. Cei mai mulți refugiați din Ucraina intră în Republica Moldova pe la Vama Palanca. Chiar la această oră sunt peste 90 de mașini în așteptare. Este mare aglomerație și la Vămile, Giurgiulești și Vulcănești, iar coloana de autovehicule se întinde și pe 3 km. Pe sensul de ieșire din Republica Moldova, cele mai aglomerate sunt punctele de trecere a frontierei de
Tudela, Sculeni și Leușeni. În ultimele 12 ore, polițiștii de frontieră au înregistrat peste 24.000 de traversări, dintre care aproape 15.000 pe sensul de ieșire din Republica Moldova. De la începutul războiului din Ucraina, peste 250.000 de refugiați au trecut frontiera în Republica Moldova. În timp ce unii doar tranzitează Republica Moldova, aproape 100.000 de oameni fugiți din calea războiului au ales să rămână aici. Deocamdată acestea sunt informațiile. La revedere! Irina, îți mulțumim. Continuăm telejurnalul. Centrul de plasament al refugiaților deschis recent la Giurgiulești este gata să-i primească pe toți cei care au nevoie de un adăpost temporar. Ce se întâmplă acum acolo, ne spune colega noastră Lilia Țurcan, care se află la Giurgiulești. Lilia, bună ziua, te ascultăm. Bună ziua, Carina! Bună ziua, doamnelor și domnilor! După modelul centrului de refugiați de la Palanca, Ștefan Vodă, și aici, la Giurgiulești, a fost amenajată o tabără pentru refugiați. După cum se poate vedea, în spatele meu avem mai multe corturi care dispun de 600 de locuri de cazare temporară pentru cetățenii ucraineni. Deocamdată nimeni nu a solicitat cazare, deși acum câteva minute am văzut un grup de persoane care a intrat în unul dintre corturi pentru a se încălzi și a bea câte un ceai cald. De asemenea, persoanele care vor ajunge aici vor avea parte de asistență medicală, juridică, dar și de apă sau alimente. Nu departe de acest loc se află și vama Giurgiulești-Galați. De dimineață am întâlnit 10 de persoane care tranzitează Republica Moldova, persoane din Ucraina. Acestea ne-au spus că urmează să ajungă în România sau în alte țări europene. Totodată am întâlnit foarte multe mame cu copii, mulți au traversat frontiera și pe jos, au așteptat chiar și câteva ore bune la celelalte puncte de traversare a frontierei. Oamenii sunt destul de speriați și de confuzi, nu știu ce vor face și ce va urma mai departe. Mulți dintre ei au fost nevoiți să-și pună întreaga viață în câteva valize și să părăsească Ucraina. Totodată, potrivit autorităților, de la izbucnirea conflictului și până acum, în jur de 320.000 de cetățeni au traversat Republica Moldova. Deocamdată atât de aici. La revedere! Lilia, îți mulțumim. Continuăm telejurnalul. Autoritățile municipale din Chișinău sunt mereu în căutarea soluțiilor pentru a face față fluxului tot mai mare de refugiați. Mulți sunt în tranzit, dar sunt și foarte multe femei cu copii care nu au unde merge. Colega mea, Daniela Focșa, se află acum la centrul de la Moldexpo și ne oferă detalii. Daniela, care este situația acolo? Bun găsit! Astăzi la centrul Moldexpo este zi de curățenie după ce refugiații au fost redirecționați către alte locuri de cazare sau și-au continuat drumul către țările Uniunii Europene. Aici se face curățenie și se pregătește pentru găzduirea mamelor cu copii care vor sosi în curând. De la deschiderea acestui centru pentru refugiați, autoritățile spun că au găzduit peste 13.000 de refugiați, jumătate dintre ei fiind cetățeni ai Ucrainei. Totodată, aceștia spun că aici sunt pregătite în jur de 900 de paturi, însă în caz de necesitate pot fi cazate și 1200 de persoane. Aici refugiații primesc hrană de 3 ori pe zi, de asemenea pot primi și tratament, iar după 24 de ore, în cazul în care decid să rămână în Chișinău, le se găsește de obicei alt loc de cazare. Tot aici, la Moldexpo, este și un depozit unde agenții economici, dar și doritorii pot aduce tot felul de produse de primă necesitate, dar și alimente. Autoritățile municipale spun că în Chișinău sunt în jur de 17.000 de locuri de găzduire, însă doar 4.000, cam ar dispune de toate condițiile pentru a le oferi refugiaților cele necesare. În următoarele zile se pregătesc și alte locuri. Totodată, cei de la Pretur spun că în fiecare pretură se deschid practic în fiecare zi noi și noi centri, în cămine studențești, în casă de creație, chiar și în teatre. Cam acestea sunt informațiile. La revedere!
Daniela, îți mulțumim. Continuăm telejurnalul. Punctul de trecere a frontierei de la Siret rămâne cea mai mare poartă de intrare în România pentru refugiații ucraineni. Mii de oameni ajung aici în fiecare zi, fugind din calea războiului. Sunt deja 10 zile de când voluntarii au venit prima oară în vama în sprijinul refugiaților. Sunt și acum în punctele de trecere a frontierei. La Siret este și corespondentul TVR Iulian Cazacu. Bună ziua, Iulian, care este situația la vama de la Siret în momentul de față? Bună ziua, Carina, bună ziua tuturor. Refugiații continuă să sosească aici la punctul de trecere a frontierei de la Siret. Unii dintre ei au făcut un drum de 2-3 zile până au ajuns la punctul Porubne de pe partea ucrainiană. Au trecut apoi în România după ce au așteptat în jur de 2-3 ore, poate chiar și mai mult. Însă aici sunt așteptați de către voluntari ai asociațiilor neguvernamentale și de către angajații ai ISU, care îi în drum apoi către corturile de refugiați, unde primesc mâncare caldă, băuturi calde, și sunt îndrumați spre mijloace de transport către centre de refugiați sau către destinații pe care ucrainienii le aleg. Unii dintre ei hotărăsc să rămână în România pentru o perioadă mai lungă, alții stau o zi, două și își continuă drumul către țări din vest. Duminică au trecut pe aici, pe la punctul de trecere a frontierei din Siret, în jur de 7.300 de persoane, din care 6.900 refugiați ucrainieni. Deocamdată, acestea sunt informațiile din punctul de trecere al frontierei de la Siret. Carina? Iuliana, îți mulțumim. Continuăm telejurnalul. Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova va asigura curse aeriene speciale pentru refugiații din Ucraina. Cei ce doresc să emigreze spre o altă țară trebuie să completeze un formular online care poate fi găsit pe site-ul Autorității Aeronautice Civile începând de astăzi, 7 martie, între orele 8 și 18. Atunci când spre o destinație se vor înregistra cel puțin 150 de persoane, Autoritatea Aeronautică Civilă va selecta o companie aeriană care va organiza zborul de evacuare. Câștigătorul va fi desemnat în baza celui mai mic preț oferit. Operatorul aerian desemnat va avea la dispoziție 48 de ore pentru a informa toți solicitanții despre program, vânzarea biletelor și efectuarea transportului. Cursele aeriene sunt comerciale, iar costurile sunt acoperite de solicitanți. De asemenea, pasagerii trebuie să dețină actele de călătorie valabile pentru țara de destinație. România continuă să sprijine Republica Moldova și în această perioadă pentru a face față crizei energetice și fluxului de migranți. Autoritățile de la București oferă un nou ajutor umanitar consistent. Despre ce este vorba ne spune colega mea Svetlana Gore. Bună ziua, te ascultăm! Bună ziua, Carina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a României a decis să acorde Republicii Moldova peste 155.000 de litri de motorină, aproape 151.000 de litri de benzină și 5.000 de tone de păcură. Anunțul privind noul ajutor oferit de România a fost făcut aseară. Această asistență cu titlu gratuit este acordată Republicii Moldova în urma solicitărilor făcute către Guvernul României și vin să suplinească deficitul de resurse ca urmare a fluxului de persoane nevoite să plece din Ucraina. Este notat în comunicatul de presă emis de guvernul de la Chișinău. Totodată, asistența din partea statului român va reduce impactul crizei în sfera energetică. Amintim că acesta nu este primul ajutor de acest fel. Anterior, România a donat Republicii Moldova un ajutor umanitar de 6.000 de tone de motorină pentru agricultorii afectați de secetă. Acestea sunt informații la această oră. La revedere! Stelana, îți mulțumim. Continuăm telejurnalul. Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene se află pe teritoriul Republicii Moldova și nu au fost evacuați din cauza războiului din Ucraina. Drept dovadă, diplomații s-au reunit și s-au filmat împreună pentru a transmite un mesaj. Adresarea vine în contextul în care în spațiul public se vehiculau informații precum că ambasadorii au părăsit Republica Moldova. Echipa Europa reprezintă Europa puternică și sigură.
Filmulețul cu cei 13 ambasadori ai statelor UE în Republica Moldova a fost postat pe o rețea socială. În acest mod, diplomații neagă vehement informațiile precum că ar fi fost evacuați din Chișinău. Acum două zile, pe mai multe canale de Telegram au apărut informații precum că misiunile diplomatice ale țărilor europene se închid și că reprezentanții acestora ar părăsi Republica Moldova. La scurt timp, știrea a fost dezmințită și de guvernul de la Chișinău. Serviciul de informații și securitate din Republica Moldova a mai blocat un site care promovează informații false despre războiul din Ucraina. Este vorba de site-ul rda.md, care publica știri prin care se justifica războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei. Mai mult, chiar acest site promova informații orientate împotriva integrității teritoriale a Republicii Moldova și a statutului ei de neutralitate. Amintim că în februarie SIS a decis blocarea altor site-uri care promovau informații false ce afectau securitatea națională. În condițiile stării de urgență, este vorba despre Sputnik.md, Gagauznews.md, Acasă24 site și Echomd.info. Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să selecteze atent sursele de informare, pentru că multe dintre ele promovează informații false care incită la ură și violență. Papa Francesc a făcut referire în slujba de duminică de la Vatican la războiul din Ucraina și la suferința celor aflați sub bombe. Suveranul pontif a făcut un apel la organizarea de coridoare umanitare sigure. In Ucraina scorrono fiumi di sangue e di lacrime. Non si tratta solo di un'operazione militare, ma di guerra che semina morte, distruzione e miseria. Le vittime sono sempre più numerose, così come le persone in fuga, specialmente mamme e bambini. In quel paese martoriato cresce drammaticamente di ora in ora la necessità di assistenza umanitaria. Rivolgo il mio accorato appello perché si assicurino davvero i corridoi umanitari e sia garantito e facilitato l'accesso degli aiuti alle zone assediate per offrire il vitale soccorso ai nostri fratelli e sorelle oppressi dalle bombe e dalla paura. Războiul pornit de ruși în Ucraina nu a putut distruge speranța ucrainenilor. Un cuplu de militare a decis să-și unească destinele chiar în punctul de control la care se află misiune, în ciuda pericolului de moarte la care sunt supuși în această perioadă de cumpănă. Tinerii însurăței l-au avut alături chiar pe popularul primar al Kievului, Vitalie Klitschko. Lesia și Valerii erau căsătoriți civil de ceva vreme, dar în fața războiului pornit de ruși împotriva țărilor au decis să-și unească destinele și în fața lui Dumnezeu. Ceremonia a fost oficiată de preoți militari chiar la un punct de control de la intrarea în capitala Kiev. Вирішили, тому що важкий час і невідомо, що з нами може бути завтра, тому краще сьогодні, ніж завтра. Потрібно жити сьогоднішнім днем, це те, що завжди говорять, але мало хто це дійсно реалізовує. Зараз така ситуація, що просто потрібно для того, щоб зберегти себе, потрібно жити сьогоднішнім днем. Звичайно, з надією найкраще, але брати від життя все, що зараз може дати це життя. Fiind o nuntă neobișnuită, în plin război, nuntașii s-au îmbărbătat cântând imnul Ucrainei.
українці, усміхнеться доля. Tinerii însurățeau au fost felicitați de însuși primarul Kievului, popularul Vitali Klitschko, fost campion mondial la box. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră cu mai multe informații. Vă așteptăm la Telejurnal ore 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Carina Müller și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!